Slujba de hirotonire a arhimandritului Filaret, starețul mănăstirii Căpriana, ridicat la rang de arhiereu, a avut loc la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului din Chișinău. S-a întâmplat în timpul liturghiei de duminică oficiate de Mitropolitul Vladimir, alături de toți episcopii Mitropoliei Moldovei, subordonate Moscovei. Astfel de slujbe se produc numai sub binecuvântarea Patriarhului, dar de data aceasta am cerut binecuvântarea Patriarhului și Sinodului ca acest eveniment important, mai ales în timpurile acestei grele, să se producă aici, în Chișinău. Sper să fie un lucru în premieră, dar mai departe vedem. Întrebat de mesajul pe care a vrut să-l transmită Patriarhului Kiril al Moscovei prin scrisoarea trimisă la începutul lunii septembrie, înalt preasfințitul Vladimir a fost rezervat în răspuns. În documentul de 5 pagini se spune că lumea rusă e străină valorilor naționale ale basarabenilor, iar atitudinea Moscovei e nerespectuoasă. Mai multe critici sunt lansate la adresa autorităților laice și bisericești din Rusia, care i-ar trata pe basarabeni ca pe un popor periferic și fără coloană vertebrală, lipsit de dreptul de a lua deciziile pe care le consideră necesare pentru bunăstarea și prosperitatea sa. Eu m-am scris sinceră și din suflet totul ce am crezut că trebuie descris la un patriarh. Ce așteptări sunt? Adică așteptările prin rugăciunile noastre comune, cred că o să fie și așa. Eu cred că scrisoarea și e pusă tot poziția Mitropoliei Moldovei. Și cred că majoritatea preoților o susțin, pentru că nu e nicio minciună spusă acolo. E doar adevăr. La scurt timp după declanșarea războiului din Ucraina, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, a declarat că se disociază de poziția Patriarhiei Ruse în raport cu evenimentele care au avut loc în țara vecină. Asta după ce Patriarhul Kiril al Moscovei a reconfirmat sprijinul Bisericii Ruse pentru militarii lui Putin care luptă în Ucraina.